Dragilor, aș dori să vă citesc un verset din Scriptură. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Așadar, tot ce este scris aici conduce spre Hristos și, bineînțeles, spre viață pe pământul acesta. O viață binecuvântată, o viață deplină, așa cum ne-a spus Iisus Hristos, o viață în liniște, în pace și în armonie și, dincolo, bineînțeles, viață veșnică. Așadar, este imperios necesar ca acest cuvânt să fie dus la orice făptură. Cuvântul Domnului ne spune că atunci când va fi vestit cuvântul Domnului la orice făptură, cu siguranță venirea Domnului va fi aproape, pentru că trebuie să ducem acest cuvânt la orice făptură. Este datoria noastră, este practic o obligație a omului care a venit la Hristos, acelui credincios. Noi ni s-a terminat stocul de Biblii la Biserica Profides. Dăm Biblii din sate în sate. Am fost acum în zona Galațiului și acolo am dat Biblii din sat în sat, din poartă în poartă. Dăm Biblii la pușcării, dăm Biblii pe stradă, la oamenii străzii, dăm Biblii la evangelizări, pe stadioane, la marșuri, dăm Biblii în Biserica Profides, peste tot dăm Biblii, mii de Biblii anual. Vă rog să vă implicați în această campanie ca al Domnului cuvânt să ajungă la orice făptură. Avem nevoie de ajutorul vostru, pentru că da, este un cost destul de mare și de multe ori ne depășește. O Biblie costă undeva la 25-30 de lei, donează pentru una, două, trei, patru. Iată, cu bănuții tăi poți să ajuți la câștigarea unui suflet pentru Iisus Hristos, pentru că astfel Evanghelia va ajunge la El. Mulțumesc pentru investiția ta, mulțumesc pentru că ești dispus să duci vestea bună a Evangheliei și la cei ce zac în negura păcatului. Îți mulțumesc pentru dărnicia ta, te iubesc în Hristos și mă rog ca Dumnezeu să-ți protejeze veniturile și să îți înmulțească finanțele. Fii răsplătit și binecuvântat de Dumnezeu. Amin.